Slăvit, lăudat și binecuvântat să fie Domnul și Dumnezeul nostru. Lui datorăm faptul că până în această seară suntem în viață și ce e mai frumos că suntem în credință și ce va fi mult mai frumos, absolut de frumos, că vom fi cu El în Sfânta Lui împărăție dacă îi vom rămâne credincioși. Să vă binecuvinteze Domnul pe fiecare împreună cu locuințele de unde participați la această slujbă. Și fie bunătatea Domnului peste tot poporul său. Amin. Așadar, în această seară, să privim în Scripturi cum să postim, sau după cum am intitulat și celelalte părtășii, la modul individual, determinativ, învață să postești. Când ne gândim la post, în primul rând, e vorba de a nu mânca, să înțelegem ceea ce este postul, nu? Este o abstinență de la mâncare și băutură și pe acest fundal omul devine mai firav, mai slab. Ba mai mult, dacă ne gândim și la alte aspecte ale postului, ziua de post este ceva de genul, cum scrie în Isaia 58, versetul 5, să-și chinuiască omul sufletul o zi. Pentru ei, chiar că era un chin, pentru că nu era doar foamea, ci așa cum scrie aici și știm și din alte situații, obișnuiau unii să postească în sac și cenușă, ceea ce era destul de neplăcut. Dar nu există vreo reclementare biblică în a posti așa. Ceea ce avem foarte clar stipulat în Biblie este prezentat în cazul lui Moise, a lui Ilie, a Domnului Iisus Hristos, acolo unde au fost posturi prelungite, acel post de 40 de zile, unde este scris că n-a mâncat, n-a băut, scrie asta în mod exprim cazul lui Moise. Și am vrut să pornesc cu un aspect mai ușor, dar care trebuie și acesta lămurit în a ne învăța să postim. Asta înseamnă în a nu mânca și a nu bea. Și insist asupra acestei idei, pentru că știu ce se discută și ce este scris în anumite cărți, conform cărora Domnul Iisus Hristos ar fi băut apă, doar că nu ar fi mâncat. Asta în virtutea faptului că El a flămânzit și diavolul l-a ispitit cu pâine. Dar aș întreba eu, cine poate aduce o dovadă biblică a faptului că Domnul Iisus a băut apă? Că doar era în pustie. Iar pe de altă parte, nu cred că a fost mai prejos decât Moise și Ilie, care au postit fără a bea apă. Domnul Iisus să fi postit cu apă. Nu cred asta. Ba mai nou, în comoditatea vesticilor, pentru că răsăritenii sunt mai ascetici. După părerea unora, se poate posti și cu suc de fructe în loc de apă, ceea ce eu nu cred că se mai numește post, eventual detoxifierea organismului. Deci, a ne învăța să postim înseamnă întâi să înțelegem din punct de vedere fizic că postul înseamnă abstinență totală de la mâncare și băutură. Apoi tot, mergând așa de aproape în aproape, în aspecte de formă, apoi vom intra în cele de fond, din punct de vedere a orarului, în mod deosebit întâlnim în Scripturi post de o zi. De altfel, eu obișnuiesc să spun că omul are valabilitate o zi. Dacă după o zi omul nu mănâncă și nu se odihnește, resimte asta într-un mod destul de acut.
Chiar și crucea trebuie luată pe câte o zi și frământările zilei de mâine și nu trebuie acceptate și pâinea trebuie cerută în fiecare zi. Avem și acel post numit ale sterei de la angajamentul reginei și din punct de vedere a participanților putem identifica postul fiind fie individual și acesta poate să fie tainic, cum scrie la Matei capitolul 6, unde scrie în versetul 17, și tu când postești, nu te arăta să postești. Avem tot, după cum este scris aici, harul să ne rugăm unul singur și Dumnezeu să ne audă, și posibilitatea ca unul singur să postești și Dumnezeu să primească postul. Este un har care ne-l acordă Domnul. Dar există și posturi colective. Și întâlnim în Sfintele Scripturi, de exemplu, în Judecători, capitolul 20, unde a postit tot poporul cu ocazia răzvrătirii beniamiților. Dar eu citesc doar din Noul Testament, scrie în fapt capitolul 13 despre activitatea din biserica din Antiohia Siriei. Versetul 3, atunci după ce au postit și s-au rugat. Asta după un alt post menționat în versetul 2, pe când slujeau Domnului și posteau. Ori un asemenea post cu toată adunarea nu poate fi tainic. Există avantajele postului individual și de asemenea avantajele postului colectiv. Și așa au propagat învățătura Apostolul Pavel în prima călătorie misionară, de aceea citim și în Fapte 14 cu versetul 23, au rânduit prezbitere fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au credințat în mâna Domnului în care crezuseră. Am putea spune că postul, din punct de vedere, repet, a participanților, poate să fie individual, familial, este acei 2-3 care se adună la nivel de biserică, la nivel de națiune ar putea să fie. Și au fost în istorie astfel de situații. Și este foarte important să știm, așadar, și trec mai departe, că postul înseamnă abstinență totală și că postul poate fi practicat cu o zi sau cu mai multe zile și de asemenea cu o persoană sau cu mai multe persoane. Și avem experiență, cred că aveți și dumneavoastră, când am postit și Dumnezeu ne-a ascultat. Îmi amintesc de o vacanță de iarnă în care am postit cu toți copiii pentru că eram amenințați de diavolul care voia să lovească pe unul dintre copii și Dumnezeu a făcut o mare minune. De fapt, avem două astfel de experiențe mai aparte în copilăria copiilor noștri. Când Dumnezeu a intervenit într-un mod miraculos și a salvat pe doi dintre copii de la moarte în urma a mai multor zile de post. Unele ținute, de aceea am dat exemplu aici, cu familia, iar într-un alt caz am postit cu toată adunarea pentru că a fost un mesaj profetic în plinul adunării de ceea ce a și fost să se întâmple programat de diavolul la adunare. Unul dintre copiii mei, în timpul unei slujbe de botez, știți că la botez slujba se prelungește, aici afară, s-a dus până la un magazin după un alt băiat, îi permisese mama sa să-și cumpere ceva și din neatenție, vrând să-l ajungă pe fratele său să-i cumpere ce vrea el, l-a lovit o mașină așa din plin și l-a aruncat. Dar Dumnezeu n-a gândit să se întâmple nimic rău. Gândiți-vă, a fost mesajul că diavolul vrea să ia lovească un copil dintr-o familie cunoscută și nenorocirea să se întâmple în sfera adunării. Cum s-ar fi încheiat ziua de post când unul dintre copii ar fi murit, unul dintre copiii slujitorilor. Dar Dumnezeu ne-a venit în ajutor și îi mulțumim mult pentru toate izbăvirile lui de o viață.
Trec mai departe cum să învățăm să postim cu un scop anume. Nu postim doar așa că, potrivit primelor scrieri ale creștinismului, se postea miercurea și vinerea. Există un scop, așa după cum rezultă și din numărul de participanți, fie personal, fie colectiv. De altfel, dacă ar fi să definezi postul, ce este postul, ce definiție i-aș da? Eu aș cita ca definiție ceea ce scrie în Isaia, capitolul 58, versetul 4, partea finală. Postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Deci postul este un strigăt de jos, pulbere aș putea spune, din locul cel mai de jos, ca să se audă cel mai sus, la Dumnezeu, de la care cerem har, îndurare, izbăvire, pentru diferite situații. Dacă e vorba de un post personal, o persoană poate cere de la Dumnezeu iertare, ajutor în vreo criză în care se află, însoțire în lucrarea spirituală. Dacă este un post colectiv, cerem cu toții, fie pentru noi toți, fie mijlocim pentru o persoană, o familie, poate dintre noi sau din altă parte. Și ce frumos este, ce înălțător, ce binecuvântat să te rogi pentru alții și să postești. Cum spunea psalmistul, amintindu-și cum a postit pentru alții. Postim așadar în toate aceste împrejurări cu un scop bine definit, cum, de exemplu, citesc din cartea Ezra, din capitolul 8, versetul 21. Mi-era rușine să cer împăratului o oastă de însoțire și călăreți, spune el în versetul 22. Dacă n-a cerut ajutor de la oameni, ce a rămas de făcut? Versetul 21. Acolo are Ulahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Iată ce scop nobil, familiștilor. Vestiți din când în când astfel de posturi, să învățăm să postim pentru o anume călătorie, la ei a durat câteva luni, dar de ce nu și pentru călătoria vieții? În mod deosebit, aș recomanda postul să învățăm să postim și pentru slujire. Da, se fac slujbe la adunare. Dar câte dintre ele sunt precedate și urmate de post, ca Dumnezeu să lase însoțire, putere divină? Apostolul Pavel spunea despre lucrarea lui, citesc din a doua Corinteni, capitolul 11, versetul 27, unde scrie, în posturi, adesea. Și cred că și cu privire la post, nu numai, este valabil ce spune același apostol, să ne aducem în trupurile ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este o jertfă înaintea Domnului. Sau, să iau un exemplu de criză din cartea a doua a Cronicilor, capitolul 20, pentru că uneori postul poate fi programat cu anticipație, putem să avem un orar de post vis-a-vis de slujire, slujirea este permanentă, dar pot să apară crize majore, scrie aici, despre o coaliție militară pornită împotriva regatului lui Iuda. Versetul 3, în spaima sa Iosafat s-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda, deci un post național. A venit cu toți. Împăratul le-a vorbit și apoi, după ce și-au făcut ei partea și-au spus, scrie atât de frumos aici versul 12, când sunteți în nevoi, veniți înaintea Domnului cu post și cu următoarele cuvinte. Finalul versetului. Nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine, ochii spre Domnul, strigătul să se audă sus și a vorbit Domnul
printr-un proroc, le-a spus să stea liniștiți, au pus în față cântăreții. Poate este un unic război în istoria războiilor ce s-a întâmplat aici. Cum să mergi la război ca la nuntă cu cântăreții înainte? Dușmanii au fost puși pe fugă sau distrus între ei? Și poporului nu i-a rămas decât să adune o mare pradă. 120 ne spune că patra s-au strâns în Valea Beraca, au numit o binecuvântare și au binecuvântat pe Domnul, de aceea au numit locul acela Valea Beraca, nume care a rămas până în ziua de azi. Deci cine se pleacă în Valea Postului, acea vale, cum scris în Psalmul 24, se preface într-un râu de izvoare și poate fi o binecuvântare. Deci am putea spune că sunt multiple scopuri ale postului. Apropo de un post național, am citit că în anul 1870, în zona statului Minnesota din Statele Unite, se anunțea o catastrofă agrară, o foamete. Erau foarte multe insecte care amenințau recolta și, începând cu guvernatorul, toți s-au hotărât, s-au închis magazinele, s-a vestit un post. După care vremea s-a încălzit brusc, ceea ce pe unii a dus să creadă că nenorocirea va fi mai de proporții, dar apoi s-a răcit și mai brusc și toate acele insecte dănătoare au murit. Și ei au fost izbăviți și ajutați. Vă mai amintesc un exemplu, poate mai rar întâlnit. Nu mai știu exact unde am auzit, dar eu am auzit cu urechile mele că într-o adunare erau foarte multe fete. Din ce mi-am notat eu undeva, 17 și nu, erau băieți cu cine să se căsătorească. Și s-a intrat în post. Și în scurtă vreme au venit la credință mai mulți băieți. Am întâlnit alte situații unde s-a intrat în post și Dumnezeu a rânduit căsătorii. Trec mai departe. Care trebuie să fie starea spirituală în ziua postului? Scopuri avem, necesități sunt, dar ca să fim primiți, trebuie să fim plăcuți înaintea Domnului. Cred că aici este necesar să amintesc ceea ce scrie în cartea Levitic, capitolul 23, unde sunt amintite sărbătorile din legea lui Moise. Singura zi obligatorie, chiar obligatorie de post în Israel, ziua ispășirii, ziua a 10-a lunii a 7-a, ziua în care, singura zi, marele preot intra în Sfânta Sfinților ca să obțină iertare de la Dumnezeu pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele poporului. Levitic 23, de la versetul 27. În ziua 10 acestei luni a 7 va fi ziua ispășirii, atunci să aveți o adunare sfântă, să vă smeriți sufletele și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Deci atât starea plăcută. Smerenia sufletului. Când trebuie să se smerească sufletul nostru? Atunci când este vinovat. Dumnezeu nu ne cere să ne smerim pe nedrept. Nu-i face plăcere doar așa să stăm noi cu capul în jos. În Isaia 58 este scris foarte clar în acel capitol unde avem multe referiri la post că evreii făceau o greșeală majoră și postul le-a primit. Ei de postit ca abstinență posteau, chiar în stilul cel mai dur, cu sac și cenușă. Nevoi, scopuri aveau, dar starea spirituală nu era bună. Și astfel se lamentau, versetul 3. La ce ne folosește să postim, dacă tu nu vezi? La ce se nechin suflet, dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Și avem un exemplu în Ieremia 34, când au slobozit robii evrei după rânduielile din Exod și apoi s-au răzgândit.
Dar și până a recurge la dorința și punerea în practică a cerințelor legii, ei nu se încadrau în ceea ce cerea Dumnezeu. Aș vrea să fac o mențiune, așa cred eu, clară, potrivit cu ce am văzut eu pe teren. Mă întâlnesc situații în care unii spun că în ziua apostolului trebuie să fii pocăit. De acord. Și a doua zi? Nu trebuie să fii la fel de pocăit ca în ziua apostolului. Eu cred că Dumnezeu ne cere să ne smerim, să ne pocăim pentru a ne primi jertfa, în a ne auzi, în a lua aminte la nevoile noastre. Nu doar pentru ziua aceea, și din ziua aceea. Ba mai mult, m-au zis pe unii spunând, nu pot să postez astăzi pentru că am strigat dimineața sau am uitat și din greșeală am consumat ceva mâncare. Eu cred că nu există nicio restricție ca cineva să nu poată posti. Oricât ar fi de păcătos. Spuneți-mi, vă rog, ninivenii, au fost într-o stare spirituală bună când s-au apucat de postit. Păi vă citesc din cartea prorocului Iona și cred că starea lor permite oricărui om să intre în post. Spune Biblia despre ei în capitolul 4 că ei nu știau să deosebească stânga de dreapta. Scrie în capitolul 3 de la versetul 8. Se întorceau de la calea lor cearea și de la faptele asupra de care erau pline mâinile. Însă fac aici o mențiune. Nu te poți aștepta când postești ca păcătos să-ți primească Domnul un post de mijlocire. Aceea e altceva. Aici este un post de pocăință. Și post de pocăință poți posti orice prostie ai făcut. Că tocmai de aia postești ca să scapi de acele păcate. Da, explic pentru a nu fi înțeles greșit. Să mergi înaintea Domnului ca Moise pe munte să te rogi pentru popor să postești. Nu poți, păcătos. Că marele preot, cum aminteam, întâi intra înaintea Domnului pentru păcatele lui și apoi pentru a poporului. Dar pentru păcatele tale poți intra în post oricât ai fi de păcătos, chiar este indicat. Și chiar dacă cineva a mâncat dimineața, eu așa din greșeală, nu gata să zic că a servit tot meniul. Că am văzut, diavolul este șiret. Și uneori și noi profităm, nu mai pot posti că am băut o cafea. Măi, postești, dar ții altă zi în loc, lasă, dar o ții și pe asta ca altă dată să nu mai bei cafea când postești. Deci în a ne disciplina, în a ne pocăi, se poate posti oricând. După ce ajungem într-o stare plăcută Domnului, atunci vorbim de un alt nivel de post. În care cei credincioși au acces la Dumnezeu în vederea mijlocirii. Dar până atunci, ca cei din Israel în ziua ispășirii, ca cei din Ninive, câte zile au postit cei din Ninive? Știe cineva? Dar dacă au postit 40 zile, cine m-ar putea contrazice că ninivenii n-au postit unii dintre ei 40 de zile? Nu știu. Cum nu știe nimeni cât au postit? O zi, două, trei, 40? Nu-i scris? Citește din Ioel, capitolul 2, unde din nou, ca stare spirituală, suntem învățați cum trebuie să venim înaintea Domnului. Pentru că, așa cum spuneam, orice păcătos poate să postească, chiar este indicat să postească, dar iată cum să postească. În ce stare? Ioel 2, de la versetul 12. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima. Nu după ce ne pocăim să intrăm în post. Acum, când vrem să ne pocăim, de la prima intenție, cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, întoarceți-vă la Domnul Dumnezeu nostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, de lung răbdător și bogat în bunătate. Și îi pare rău de răul pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu
Va lăsa după el o binecuvântare, darul de mâncare, jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru. Și ca să dovedesc cele afirmate, aș putea aminti și cazul postului Ahab, cât de nepocăit era. Dar fiindcă a postit în a se smeri, Dumnezeu a ținut cont de postul lui. Sau aș aminti pe evrei menționați în 1 Samuel capitolul 7, care după 20 de ani de lâncezeală spirituală s-au prezentat la prorocul Samuel și i-au zis: vrem să ne întoarcem la Domnul. Scrie aici în versetul 2 că după multă vreme au recurs ei la aceasta. Și apoi scrie în versetul 6 că au postit și au zis: am păcătuit. Să ajute Domnul pe toți păcătoșii să se întoarcă la El și cu post. Eu am văzut că unii aș recomanda pentru toți, dar în mod deosebit, cu cât e omul mai păcătos, cu atât trebuie mai mult post ca să se desprindă din legăturile păcatului, să se căiască, să se smerească, să se zdrobească înaintea Domnului. Și încă un aspect, tot legat de a învăța să postim, postul este în apropiată asociere, în inseparabilă relație cu rugăciunea și cu facerea de bine, cu dărnicia. Fără nu funcționează. Oricâte zile ar fi de post, dacă nu sunt imbibate în rugăciuni, dacă nu sunt anexate și milostenii, doar știți că Domnul Iisus Hristos pe aceste trei le-a prezentat împreună în predica de pe munte. Și ele nu pot fi separate. Scriem Psalmul 69 de la versetul 10, plâng și postesc. Iată zdrobirea. Versetul 13, dar eu către tine mă înalț rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită. Deci ce-i postul? Un strigăt, înălțarea unei rugăciuni, un postament pentru rugăciune. În bunătatea cea mai răspunde Dumnezeule și dă-mi ajutorul tău. Scoate-mă din noroi ca să nu mă mai afund, să fiu izbăvit de vrăjmașii mei și de prăpastie. Să nu mai dea valurile peste mine, să nu mă înghit adâncul și să nu se închidă groapa peste mine. Ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea ta este nemărginită. În îndurata cea mare, întoarceți privirile spre mine. Iată așadar că în ziua postului trebuie să strigăm și împletite postul și cu rugăciunea pot alunga și demon, cum spunea Domnul despre acel copil liberat când a coborât de pe muntele schimbării la față. În cartea Nemia, în capitolul 9, avem o prezentare a postului în contextul slujirii, activității religioase, așa cum se practica atunci. Noi, de exemplu, la biserică avem din când în când, îi spunem, zi plină. Și slujba durează de dimineață de la ora 9 până seara în jurul orei 7. E cel mai ușor să postești în adunare. Acolo este rugăciune, cuvânt, cântare, mărturisire. Iată așadar ce scrie Nemia 9, de la versetul 1, la 24 zi al cireași luni. Copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în sac și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. După ce s-au despărțit de toți străinii, au venit și au mărturisit păcatele lor. Versetul 3, după ce au cezut jos, au citit în carte legii Domnului. A patra parte din zi, o altă patra parte din zi și-au mărturisit păcatele, s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. Și iată ce frumos a fost structurată această zi. Evident că nu poate fi așa când postești și ești la locul de muncă. Dar când situația o permite, este foarte important să se întâmple asta. Așadar, să împletim aceste modalități de a ne pune în
în ordine, de a apela la bunătatea și îndurarea Domnului. Este vremea, dragii mei, să accentuăm asta, să înmulțim zilele de post. Mi-amintesc că am discutat cu o familie mai în vârstă, ceva ani în urmă, din Olanda, veneau frecvent în România. Și am întrebat ei cum postesc și spuneau că în țara lor evanghelicii nu postesc. Ei, cu siguranță, în cazuri particulare vor fi, dar postul ca și disciplină, ca și obișnuință, ca practică bisericească, a cam dispărut. Și e mare nevoie de grupe de mijlocire, de oameni care postesc. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost o echipă de mijlocitori, deosebit s-a evidențiat un frate în Anglia, care a postit pentru națiune. Și experiențe deosebite le-am povestit eu într-o altă predică. S-a rugat apoi pentru văduvele din India. Guvernul a dat o lege în favoarea lor în urma unor zile de post. Și Dumnezeu i-a spus, dacă vrei să fii ascultat, nu i-a cerut sac și cenușă, dar i-a cerut în zile în care postești pentru cei din India să mănânce numai orez după regimul celor din India. Știți că și Dumnezeu l-a pus pe profetul Ezechiel să practice anumite stări neplăcute fizic ca să ia act de starea poporului. Deci nu este ceva neîntâlnit în Biblie. Dragii mei, sper ca aceste îndemnuri care mi-au fost puse pe inimă să se soldeze cu mai multe zile de post, cu mai multe strigăte care să ajungă sus. Și m-aș bucura să se practice asta și la nivel de adunare. Foarte important. Le spun adesea prin adunări unde sunt probleme, că nu se rezolvă din ședințe de comitet sau din voturile adunării generale. E vorba de post și rugăciune. Aici este o luptă spirituală. De aceea vă îndemn, cum a îndemnat Domnul prin profetul Ioel, capitolul 1, versetul 14, vestiți un post pentru țară, pentru adunare, pentru o anumită cauză. Chemați o adunare sărbătoare, strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării în casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul, în asociere cu rugăciunea. Iar milostenia, fără să mă adaug prea multe versete, este cunoscută ca și favorizantă în a ne asculta Dumnezeu. Dumnezeu ajută pe cel ce are milă de sărac, iertarea că trebuie să oferim și tot ceea ce facem pentru alții, slujirea, îl motivează pe Dumnezeu. Îi motivează pe oameni să se roage pentru noi, cum este scris la a doua Corinteni, fiind vorba de macedonieni. Oricum, sunt multe și multe avantaje ale postului, fie individual, cum vă spuneam, fie colectiv, cu diverse scopuri, numai să fie începând cu o stare spirituală de smerenie sufletească, de pocăință. Pe asta să se clădească. Și se vor vedea mari izbăviri. Se scapă de accidente, se rezolvă probleme, se deschid uși, schimbă Dumnezeu minți, atitudine ale oamenilor. Este biruință în lumea spirituală. Multe se pot rezolva cu zile de post. Așa începute cu pocăință și continuate cu pocăință. Presărate cu multă rugăciune și ajutate cu dărnicie. Aș spune în final că postul este o dovadă a faptului că într-adevăr noi vrem ca să se rezolve problema. Știați că și cei răi practică asta, amintiți-vă de cazul din Faptele Apostolilor, unde unii au postit, s-au angajat să nu mănânce pentru că nu fac un rău. Auzeam despre cei din biserica satanică postesc. Abstinența este cunoscută și în alte religii. Dar dacă e o practică sub diverse scopuri și forme,
Noi avem în învățătura biblică toate datele necesare, cum să postim, cu o abstinență frumoasă, într-o organizare corectă, într-o atitudine de penitență, de a pune suflet, de a mijloci pentru alții. Și toate scopurile sunt binevenite când este vorba de post, pentru că Dumnezeu poate, efectiv, poate să rezolve orice problemă. Dragii mei, dacă nu puteți posti o zi întreagă, începeți cu mai puțin, dar propuneți-vă să ajungeți la mai mult. Învățați-vă copiii să postească. Asta am practicat din copilăria mea și am transmis generații următoare copiilor mei. Copiii se învață să postească duminica dimineața, să nu mănânce până la amiază. Nici nu-i sănătos așa să mergi cu stomacul plin la adunare duminica dimineața. Poate și n-a apucat să digere tot de seara. Și apoi încet, încet, după cum cresc ani, să se mulțească și orele de post într-o zi. Postul face bine și sănătății, dar mai presus de toate face bine sufletului. Atunci când Dumnezeu se uită cu milă spre noi și vede că îl adorăm, îl dorim, avem nevoie, El ne vine în ajutor. Să vă dea Domnul sănătate să puteți posti. Am avut o vreme, în jurul vârstei 30 de ani, când a fost destul de grav cu ficatul și nu prea puteam posti. În schimb, acum mi-a dat Domnul sănătate și pot posti ușor. La Dumnezeu se are în vedere ce are cineva, nu ceea ce n-are. Să nu spună cineva, frate, eu nu pot posti și dumneata mă osândești. Cum a venit o soră însărcinată și mi-a spus, frate, n-am putut să postez pentru cina Domnului. Mi este rău în sarcină. Și i-am spus, eu prefer să postez, să nu fiu însărcinat. Nu doar că n-aș putea fi, ți este mai greu dumitale decât mie. Dumnezeu să vă dea har să puteți posti și să ne asculte pe toți atunci când postim. Să se audă strigătul sus. Și fie ca toate scopurile acestea să fie nobile, să cerem, cum scrie Iacob 4, nu cu gând rău să risipim. Și fie pentru noi, fie pentru alții, să cerem ceva după voia Domnului, în asociere cu rugăciunea și cu milostenia. Și bunul Dumnezeu să dea har și îndurare deplină tuturor. Amin.